Oh, Daniela, te vreau. Te vreau toată. Ah. Ei bine, se pare că omul nostru a început din nou să ne acuze de ce-i trece prin capul lui. El are prost obicei să intre în comentarii. La Lospa, la justi, la umor, la toată lumea. Conturi false și se pupă singur unde nu-i bate soarele. Sau unde și mai bagă degetul. Așadar, ei bine, el a început din nou să intre pe live-urile mele. De fapt, tot a început la un clip mai vechi să comenteze că de ce îl compar cu Justi sau nu știu ce. Și acum mă tot zăpăcește câteva zile. Îmi lasă comentarii după masa și azi noapte l-am făcut să nu doarmă, ca asta să-și facă conturi să-mi dea într un comentarii pe la 2-3 dimineața. Și a făcut și nu știu ce live să demonstreze. Nici nu m-am uitat, eu dormeam tun. Omul e atât de anticapat încât, pe lângă că e prost, el e la el, cum să spun, definiția nebuniei că face într-un același lucru Și are impresia că o să aibă rezultate diferite Deci e clar nebun Mai este și prost În loc să doarbă că mâine merge la profi sau unde lucrează N-am nimic cu profi Îmi plac foarte mult hot de la profi El acum mai și face uh, live-uri la ore târzii În loc să doarbă Stă să demonstreze nu știu ce chestii Așadar Avem aici un videoclip pe care l-am trecut la Vizionează mai târziu Hai că l-am și pe prima pagină și l-a făcut uh, Swarm legendar un om care, cum să spun, e printre dușmanii lui Felipe. Vom reacționa la acest clip și după aia să vă arăt niște faze de aseară pe live, când am vorbit cu cineva pe care, de la care a încercat Felipe să cumpere clipuri în care se pișă. Deci el voia să plătească o fată să-i trimeată un videoclip cu ea cum se pișă, că atât de handicapat e Felipe. Și uh, fata aia mi-a spus mai multe detalii, că el are niște dosare, dar nu în instanță pe civil. Sper că am zis bine. El le are pe, la DICOT. El e cercetat de Dicota cu Felipe. De ce? O să vedeți în bucata aia. Întâi, hai să reacționăm la videoclipul respectiv. Ok, avem aici videoclipul. I-am lăsat și un comentariu mai devreme. A, bineînțeles că Răducu a venit cu, cu, astea ale lui, cu conturile. Și am lăsat și un comentariu. Sunt la muncă acum, dar când ajung acasă fac reacție. Am văzut cam un minut și mi-au dat mucii. Și... Bineînțeles că a lăsat și comentarii aici Răducu. Hai să vedem. Deci, cum folosești autotyper? Cum folosești autotyper ca stelau singur în paranteză Felipe Style? Hai să vedem. O muzicuță care cred că e de asta de la YouTube. Cum a reușit Răducu să trimită diferite mesaje în delay? Ideea în felul următor. Răducu acum, a, el spune că... A, domne, ți-au venit mai multe comentarii deodată pe live. Cum e posibil asta? Sunt oameni reali. Și eu a zis de stat, bă, a intrat de mai, pe mai multe browsere, deodată a deschis taburi diferite, că nu-i greu să faci asta. Și nu orice taburi, poți să faci asta pe incognito, că am testat. Dacă să zicem, mă uit la cineva pe live și deschid șapte taburi de incognito pe live-ul lui, îi apar șapte vizionatori noi. Și așa a putut să facă și el, s-a conectat cu șapte taburi diferite pe incognito și aia a fost. hai să vedem cum este asta cu autotyper-ul, cum funcționează. Așa, îl ridic în. Sper că se vede ce scrie. în Înslăvi pe Răducu Spațiu, spațiu, spațiu. Sunt coleg. Așa, aici interpretează cam ce uh, zice Felipe mereu. Atenție la iconiță. Se referă la asta descris și o să vedeți de ce. Același lucru apare la el după ce activează replice. Împartează hotkey. Adică cum de eu pe Discord, pe Discord, pe obiesc, când fac live am, și am din butoane care să-mi oprească microfonul, să pornesc captura de ecran, să opresc captura de ecran, să bag cenzura. Așa și pentru astea sunt programe diferite. Să vedem cum funcționează programul ăsta. Deci astea sunt conturile mai noi pe care le are el. Răduc cu aici, pe cum îl știți, live pe la 3 dimineața, 4 dimineața cât era când toată lumea doarme, inclusiv eu, pentru că, ghici ce, am și o ocupație și merg la muncă am după ce și Așa. Și s-a văzut aici că... Înainte să sta Stai așa. Se vadă aici. Un fel de discuție. S-a văzut că a apărut aici cursorul. Apare un pic cursorul, pac încă un comentariu. Ăsta ofițer, ofițer dar el știu asta chiar, a, chiar un comentat înainte și acum are un cont asemănător cu al lui. Eu văd că e poza al negru, dar era unul exact cu același nume, dar color. o color. Vă tu dracu știe de unde ia ăsta atâtea, atâtea, identități. Dar îmi place că el ia multe de astea de fete, de la fetel de la care și-a luat probabil bloc, peste tot. Bloc, vila, apartament, garsonieră, ce și-a luat. Am după ce și -a... Hai, cu încetinitorul, să se vadă, pac, S-a văzut un pic cursorul. Să hai că dau ăsta un pic mai mare să se vadă. Sper că se vede, dacă nu intra și voi. Deci. Ideea în felul următor. Înainte să apară mai multe comentarii. A apărut comentariile, un pic cursorul. Asta e ideea. Care e -o tastă ceva? Probabil din mouse mai avea un program și a filmat mouse-ul sau ceva. Că nici el nu știe să falsifice niște, nu știu, falsificați ce demonstrații vrea el să facă. Cum comentează el așa. Eu l-am mai prins tot așa cu Inspect Element, că nu știu ce server de Discord a descoperit el. Fel și un fel de câte căcaturi a făcut. Mergi mai prost. Bun, hai să vedem ce a mai zis. Până aici am văzut. Mai departe de aici nu știu. Măcar am și un material pentru weekendul ăsta cât îți pleca. Deci eu în acest moment sunt plecat undeva prin munți. Stați jeană pe instagramul meu, aveți link în descriere, că pun poze acolo și pregătiți-vă că mai urmează și niște review auto. E bine, în urma unui alt live făcut aseară de către un individ, să-i spunem sătănel, nu vreau... Și din nou aici am a copiat. Cum am avut treaba cu șaormel, îl cheam altfel și am dat denumirea showermel ca să nu-i spun numele, pentru că, na, a fost amuzant atunci. Nu vă mai luați de șaormel și a cerut scuze, acum suntem împăcați. Uh, el folosește aceeași tactică cu diminutiv. Numai că, satanel, câți dragi să există pe internet ăsta? Eu și cu din de satan, atâta. Deci, na. Vreau să-i dau numele lui de YouTube, că n-am nicio intenție să-l promovez. Discuție cu susținătorii live varon 2016 Asta nu știu unde scria Nu știu unde s-a văzut asta, că n-am văzut De unde e asta Da, îmi place, nu mă promovează Dar din nou Nu știu pe ce apare chestia asta cu discuție cu susținătorii live, că nu văd Aia e chestia, nu știu de unde e asta De unde a făcut captura e că-s Ce înseamnă aia, de unde e, e după live-ul lui sau, mă rog A făcut un live unde a vorbit din nou despre mine Mă compara pe mine ca să vedeți. Eu era făcut eu live eu, Deci ca să vă faceți idee În ultimele zile am făcut live-uri cu titlul Ah Felipe, ah Daniela și poză cu el Doar ca să le enervez pe prost Că eu vedeam de treaba mea pe OMTV și ce făceam Dar el, na Cu Alexandru Costadachi care zice justițiarul de berceni Apreciez că i-a învățat numele pe de rost Eu nu știu să l zic Un tip cu șapte dosare penale care Toată lumea știe că a hărțuit o fată și tu ai alte 1000 Deci da, vedeți cum omul e cercetat de decod Cred că pentru faza, oricum Că făcea poze la găoaze prin trenuri Pentru că avea un buletin fals Oricum, ăsta o să ajungă cu Cătălin Talent Să se ardă în creț la un moment dat Bine, Cătălin acum e în ares la domiciliu Vedem ce se mai întâmplă în cazul lui Poate îl iartă, poate nu îl iartă Poate este și el top G Doar că e top K Că e top Cătălin, v-ați prins, mă rog Gândit... Omul care are articole și libertate și mai multe ca a agresat fete în Sibiu, un Cluj, pe unde a agresat. Vă dați seama, o? Felipe care vine la gara de cu petul de alba că mână ca ultimul boschetar. Domnul ăsta. Omul meu Felipe care bă detestă... Într-una, dar după cum vedeți, vine în face Gorin, că intră pe conturi diferite și se pun ca vizionari Deci îmi face și vizionări pe gratis. Uh, și abonări ca să comenteze pe live-uri, dar oricum își ia ban, deci mă doare în cur când comentează am pulea pe live și ce să zic, chiar dacă mă urăști, tu cum te comporți așa de, ești atent la ce postez, chiar dacă mă detești, încă îmi rămâi un fan și ești un fan foarte înfocat, văd, de stai pe live-uri de pe mai multe taburi. Să mă compare pe mine cu, cu justițiarul, să spună că eu chiar sunt mai rău decât el. Eu tu, dacă ești mai rău, ai fi vrut -o să fii justi doar să te fi la un balcon la etajul 1. Te invit la mine aici la, e, la etajul 9. <laughs> eu dacă te văd, își cer autograf și te consider Spider-Man de acum încolo. N-am niciun fel de problemă medicală, nu m-aș feri să spun dacă aș avea. Da, sunt un... Și deja-i tremură. Ia. Fric antisocial, știu și eu treaba asta. Iar... <laughs> deci tot el care zicea înainte niște chestii, nu, că eu n-am nimic. Ră persoanele pe care le vedeți aici în chat care vorbesc acum sunt cele despre care domnul Sătănel spunea că sunt conturile mele false, da? Păi da, chiar sunt conturile tale false. Cum e posibil ca conturile mele false să vorbească cu mine în timp ce, uite, eu sunt cu mâinile aici, ce fac, scriu cu pic... Asta e editat, puii mei! Asta poate să fie editat! că a luat el pe un chat live comentariile astea, le-a pus acolo cu scena de obiect sau le-a editat. Mă rog, bucata ce a luat băiatul ăsta nu știu ce e, e videoclip, e live, s-ar putea să fost live, nu știu. Vedem acum ce că eu n-am văzut chestia, că eu dormeam cu curun în sus la ora aia, sfora aia am de răsuna până la parter. Picioarele, uite tastatura. Cine, cine, cine scrie? Cine, stă pe Cine scrie și nu scrie nimeni când zicea uite că nu scriu eu. Atâtea conturi odată privește Da, și nu scrie nimeni. A mai scris careva? N-a mai scris nimeni. Când avei mâine la vedere. Cea tu. Oamenii ăștia scriu un... Da, și scrie careva. Ok, de că el a luat bucata aia, fereastra aia, pop-up cu comentariile și-a pus-o. În timp real, în timp ce eu stau și vorbesc cu voi la cameră. Adică vorbesc singur. Uite mă că mai veni ta cu niște comentarii. <laughs> ce de aur am pe mine. Da, nu e mă, e E acum a trepăraș, geng gaur aur Vezi, bă, drag, să nu faci tu vreun accident, da? Tu sigur nu e permis auto Te văd aia la proba psihologică, zic asta ăsta e handicapat, cu... uh, Dacă vrei să arăți bine și să faci masa musculară Ceea ce cred că se poate spune despre mine Zice asta o bucuțuțe Zice o bucuțuțe care are masă musculară Voi știți ce are asta? Sunt fete cu mai mici decât el asta să vorbește o masă musculară. Vai de capul meu! Bine că se vede, da? Nu sunt un, un grăsan sau cum zicea ăștia de la Lospa. Ai țâțe, bă! Ai țâțe! Ai ca o femeie, ca o adolescentă! Nu trebuie neapărat să faci sală. Poți să faci dans, poți să faci not. Eu Hai capul meu. Bă, unul cu vorbește despre mușchi, ați nebunit. Ferească Dumnezeu. Uh, ultima vreme, pe lângă ceea ce fac, mai dau și niște lecții de dans. Nu știu câți dintre voi știau. Dansează cu mine, haide. Da, dar... Uh, ești gras, se vede de la o poștă, uite ce fel ce ai. Ai grăsime pe mâini. Zici tu că ești musculos, ești gras, ai țânțe. Ai țâțe, Felipe! Știți cu toții că ăsta are țâțe, că e clipul ăla cu el care închide un dulap, ce dracu închide acolo, ce, 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 așa cumva, și se vedea că are țâțe! Omul a făcut doar, atras tras numai de țâțe la sală! Uh, da, dacă ai nevoie de simpatia cuiva, înseamnă că ai probleme de personalitate, probleme de încredere în sine, ăia sunt nebuni. Eu nu cred că am... Uitați nebunul! M-a arătat vreodată ca și fi, avea vreo, vreun simptom care să caracterizeze un om nebun. Tot el care la umor era. Progresează să-și a blocat. Simptomele astea sunt de obicei ori agresivitate extremă, ori, cum să spun, antisocialitate. Agresivitate extremă. Stați așa, stați așa că... N-am la mâncat Nu știu unde am eu clipul ăla de la Galu. În care îl înjura pe Galu și zicea, ești mor dacă vin în România. Și copii proști ce sunteți. Sunt atâtea clipuri cu el. Agresiv, ești mor dacă vin în România. Clipul e pe canal la Galu, nu mai stau să-l caut. Ești antisocial, ceea ce nu se poate spune despre mine, că toate sunt pe net, am fost cu Răzvan, am fost cu toată lumea Da, și Răzvan e certat cu tine, bă prostule Ești panet? Păi ești pănet că nu ești în stare să vorbești cu nimeni în realitate Nu, n-am cum să fiu antisocial Am încercat cineva să spună chestia asta Da, sunt un pic antisocial <laughs> Chiar <n> am sens. <laughs> Ce, știu și eu treaba asta? <laughs> <laughs> bă, am râs pentru treaba asta am... Avem o amandină, băi Nu vreau să pară ca e clip sponsorizat dar recomand prăjiturile de la Oșan, chiar sunt bune. Pun de obicei termenul de nebun înseamnă că ești paralel cu realitatea. Obecio shut the fuck up you piece of shit. Că vorbești, auzi sau vezi lucruri care în realitate nu există. Shut up obitruz. Obitruz, shut up. You must understand that I love you. Asta înseamnă să fii om nebun. Ori eu la mine n-a fost așa ceva din nou. Vin o venit veniți lui Lospa care n-aveți de altceva de spus -a de trăiești. conturile mele false și explicați cum e posibil treaba asta. Coaie, eu tot zic că e mai degrabă de pe mai multe taburi. Eu zic că e de pe mai multe taburi aici, pentru că comentariile apar fix când nu avea el la vedere și arăta tastatura. Pui mei, e greu să ții așa. Uh, pui frumos obs cu camera aici în prim plan. Deschis după browserul. Tu vorbești acolo, dar și screen în același timp. Că nu-i greu să faci asta. Înțelegeți ce zic? Eu nu zic că știe să folosească de de hotkeys și alte căcaturi, cum a zis. Eu zic că a avut mai multe taburi pui mei deschise și gata, s-a conectat pe taburi diferite, pe Browsere diferite sau pe incognito și s-a conectat așa ca să nu le ia pe același browser și gata. Nu-i mare filozofie să faci așa ceva. Asta e căcaturi pe care orice copil de clasa 7 poate să le facă. Să folosească Inspect Element, cum mai făcea el. Deja la Inspect Element vorbim de lucruri sfinte în cazul lui. Bă, de aprecia că a făcut puțină ordine în cameră la el. A făcut un pic de curățenie în cameră. Uite, nu mai are sacoșele alea, nu mai are papornițele alea. Deci, te rog frumos apreciez asta. Măcar a făcut un pic de ordine la el în cameră. Da, și în caz că nu știți pe unde mi-a comentat, a, apropo, ați văzut că am apărut la <fie> Skibidi Toilet? N-ați văzut, stați că vă arăt eu acum. Am apărut <fie> în Skibidi Toilet. Ia uitați-vă aici, da. Am apărut în Skibidi Toilet, dau pe full screen. Am apărut în Skibidi Toilet. Glumez, nu sunt eu, e pinguin Z0, dar seamănă ne like cu mine că e pe al meu. Dai să vă cam cum stă treaba cu Felipe, omul meu. Cu omul nostru Felipe, care oricum ne dă comentarii la ore terzi. Avem așa. Hai să caut întâi notificări pe... Ăsta o fi clipul ăla. De stați. Deci întâi a început să lase așa comentarii pe ăsta. Scrie frumos Felipe. Uh, ăsta. Stăm da, frumos pe cele mai noi. Și aici sunt comentariile sale. Toate au început fix de două zile. Dar frumusețea mare este când vorbește singur. Că la un moment dat vorbește singur. Pur și simplu. Și răspunde așa între ei vorbește cu el însuși pe aici. Dar mișto că eu o las numai comentarii de-astea. Salut Felipe! Uh, mai ești cu degete un cur și gem după Daniela? Numai de-astea am lăsat. Hai adică că scurte. Ca nu stăteam eu să îmi pierd timpul să stau să citesc tot. Deci eu nici măcar nu citesc tot ce scrie aici. Eu nu am, eu -am citit astea toate. Eu tot am răspunsuri așa. Și prostul vă că se nerva și lăsa mai multe comentarii. Dar din partea mea să lase comentarii câte vrea, că ajută la, orga, la o algoritm, că atât de prostie. Bine, mă urmează să zic că, din 32K vreo 20.000 sunt numai de la el și 7.000 de la Toxi. Mă rog. Și omul mișto. Eu nu numai comentarii de astea. Salut Felipe, X4 sau X5, vorbim de modele de BMW. Chiar cre... Ia, și tu crezi că... Cum? Și tu chiar crezi că luptător? Ce trecu? primele cuvinte aici deja m a dat peste cap a bună Felipe ca aici era pe cont de fată deci ăsta ar fi clipul și dacă dăm frumos la live-uri e live-ul ăsta și mai e unul care e până listat dar ăsta a lăsat multe comentarii a și mai am postările pe comunitate Că na, ajută la algoritm să pui postări pe comunitate. Și am pus postări pe comunitate legate de Felipe, începând de aici apac. Și bineînțeles că el a lăsat comentarii, oho, și câte comentarii a lăsat peste tot. Aseară pe live și-a luat bani pe multe conturi, că făcea circ pe live și l-au ars moderatorii mei. Oricum, fiți pe față că dăm drumul la live imediat. Cred că fac live în timp ce editez clipul ăsta, mă mai gândesc. Uh, hai să vedem comentarii. Aici nu mi-a lăsat. Mi-a lăsat pe live, dar și-a Hai să vedem pe aici Aici e el Uite, aici mi-a răspuns de pe alt cont El are câteva conturi oficiale Pe care le-a recunoscut că sale lui și restul Ia să vedem Aici nu se vede răspunsul Nu se vede, cred că și l-a retras Lasă bro în pace Că dacă nu te Că dacă nu Te vei trezi cu el la tine La geam, într-adevăr Ia uite și comentarii, pac, cât vorbește singur. Omul meu ia la mișto? Ai găsit rețeaua albatros, cum zicea el. Asta e postare mai nouă, cred. Hai să vedem la asta. Din nou, pe aici. I-am dat, i-am dat bani pe un cont, vine pe altul. Dar lasă ace același format de comentarii. Atât de prostie. Măcar dacă scria greșit pe alte conturi. vă că pe aici s-a potolit, n-a mai scris. Dar aici e frumusețea mare cât vorbește drept cu singur și lasă atâtea. Și îi dau numai de astea. Salut, Felipe, ce faci? Daniela, ah, Daniela. Nu pot să vă arăt la cu Daniela că îmi chidă ăștia contul. Da. Luați de aici și... Um, ce s-a întâmplat uh, pe live seară când am vorbit cu fata pe care a vrut să o mituiască pentru un videoclip cu ea care se pișe și care treaba cu... De Aveți grijă, feriți-vă de Felipe el în care telefoanele reținute, ca să ne înțelegem. Da, ia, e da, chiar, ia care e faza? Ce s-a întâmplat după ce -a, la faza cu I s-au oprit telefoanele pentru o perioadă nedeterminată de timp. El da, a, venit și a, -a făcut talent, am înțeles. El a venit și a făcut un live în care a zis că, vezi, dragă doamne, i s-au returnat, deși pe foaia i-a arătat, el scrie că încă sunt reținute. Deci el a, era cu alt telefon, practic. Da. da. A, da, nu, el nu are nici telefoanele. Oricum are mai multe telefoane, dar da, la ce a fost. Poți să-mi dai link-uri de la dosarele lui? Sunt pe portal postate? Nu sunt la Dicot portalele alea, dosarele alea. La Dicot? Da. Și da. nu se afișează sau cum? Nu, nu sunt în instanță. Nu. Dar cum sunt alea? De, sunt dosarele lor Gen, sunt la ei plângerile, se face ancheta la ei și abia după ajunge în instanță. Ah. Pe Când îl găsește Ii, Ii. cu whatever. Acolo au fost făcute plângerile, nu la poliție. E la de, pot. E și aia cu carte de identitate falsă sau nu avea la ea." Aia, aia nu știu. Nu știu. Aba nu. În orice caz, <sus> el lui Felipe au așa că bucură-te de conturile tale. <sus> Da, de clar s-a dat gol. Dacă cum te-a auzit pe tine, a zis ce cu proasta asta, e clar că el era. Dar <fie> al Băi, oricum, copilași, noapte bună și noi vă mulțumesc pentru comunitatea asta noapte de a aici. E... <fie> Încă o dată pentru ce de pe live, eu mai ascultați cu Daniela lui. Bă, dar ce mică are. Oh, Daniela, mică. <fie> te vreau. Te vreau toată. Dacă vrea toată pe Daniela. Hai, noapte bună. Vă pup. Noapte bună. Noapte bună.